Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O știre tare. Da, să vedeți, vi spun ce pe vecinii noștri bulgari. Da, în fapt, da, nici cu bulgarii nu mi-e rușine. Deci e pe Twitter. Se întâmplă următoarele lucruri la bulgari. Guvernul bulgar a oferit refugiaților ucraineni, așa cum oferă multe guverne din această parte a lumii, diverse avantaje. Facilități. Da. Unul dintre avantajele oferite ucrainenilor care se refugiază în Bulgaria este că pot parca oriunde cu mașinile lor matriculate în Ucraina, fără să plătească parcare. Uh-huh. În principiu, domnule, și așa, n-au bani, vai de cap lor, hai să nu le luăm banii de parcare. Să nu-i amendăm. În Bulgaria, da, luându-se bani pe parcare, uh-huh, spre deosebire de București, poate de asta. Și atunci, ce fac, mă, bulgarii, unii dintre ei, dau jos plăcuțele de matriculare de la mașinile ucrainene, le pun la mașinile lor, parchează și după aia le aruncă pe acolo, înțeleg? Ce nemernici, ce trupiți. Ce meschin. Da, ce meschinerie. O fi și parcarea foarte scumpă, dar n-aș zice. Dă-o, adică, încolo, cât pasă. Nu știu cât mai este, dar în centrul Bucureștiului e 10 lei pe oră. Pe asta zic, cât? Da. Și oamenii, cum, adică, n-ai văzut cum e la parcările de pe lângă mall-uri, alea care sunt cu plată? Nu găsești deasupra, la suprafață, e liber, e la liber. E full plaie peste grămadă. În subteran? La subteran, unde e 5 lei pe oră sau nu știu ce, nu. Păi și... da, da. Ce? E, repet, până la urmă e un act penal. Patriotic. Nu. E infracțiune. Da, e infracțiune să furi plăcuțele de matriculare. E... Mamă, și aia săraci, zici asta, nenorocire. Deci ei au venit, unde se întoarcă ei acum în Ucraina să-și ia plăcuțe de matriculare? Se și trezești, dar într-o țară străină fără plăcuțe. Adică eu nu zic că... Și țara e și în război, adică nu... Dincolo de asta. De tot, ce poți să faci? Ăstora cumva li se întoarce, că eu de la ei am auzit prima oară, din Ucraina am auzit povești cu așa ceva, ce de la oameni care au fost în vacanță la Odessa și îmi povesteau că acum, să zic, 10 ani. Da. Era o practică asta. Cum? Te cazai și te trezeai dimineață, te duceai la mașină și nu mai aveai plăcuțe. Și era un număr de telefon în parbriz și sunai și îți cereau recompensă ca să-ți dea numerele înapoi, păi, că știau că nu mai poți să pleci. Mult adică... mai civilizat decât bulgarii. Bulgarii au mașina cu totul. Deci măcar da, ucrainienii, vezi, mă, ce înseamnă, mă, uite, vezi, oameni... Nu te-ai adus minte, îți dai seama. Da. Că asta e... Adică acolo merită cumva riscul, că cereau niște bani buni. Aha. Ce să-i furi omului mașina? Ai plăcuțele pe care le iei imediat, hâț. Și știi, da, că ăla săracul rămâne blocat acolo. Îți dai să ești în vacanță, du-te pe la consulat, foros de numere, bătaie de cap mare de tot. Ce le dă prin cap, mă, pe cuvânt. Dar pe de altă parte, mie îmi pare foarte rău că noi nu ne-am dus la Odessa când am avut ocazia. Vara, da, trecută. Și mie. Da, pentru că acum... Vara trecută, acum 2 ani, o tot nenorociții aia de ruși au și bombardat podul și podul nu mai există și nu mai poți. Adică dacă treci de la Galație încolo spre Odessa, trebuie să traversezi, să treci peste un pod și podul ăla l-a aruncat în aer. O să-l refacă. Nu-mi fac nicio grijă. Da, dar o să mai treacă niște ani până, da, o să fie... Dacă vreți, putem să împrumutăm vehiculul, de am vorbit de el mai devreme, la începutul emisiunii. Hidrobicicleta. Hidrobicicleta. Și mergem ușor, pe mare. Ușor, da. O luăm ușor, ușor pe mare și intrăm port la Odessa. Pac. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.